Bine v-am găsit, dragi prieteni, la emisiunea Școala Cuvântului. Astăzi vom vorbi despre ultimele evenimente de pe planeta Pământ. Da, multe lume astăzi discută și se prezintă multe teorii legate de ultimele evenimente. Ce interesant că Sfintele Scripturi la fel prezintă ce se va întâmpla la sfârșit. Numai că perspectiva pe care astăzi o veți descoperi în Sfintele Scripturi, cu siguranță că poate să vă surprindă. Spune Biblia, cumpără adevărul și nu-l vinde, înțelepciunea, învățătura și priceperea. Deci, cu alte cuvinte, să prețuiești adevărul, iar adevărul se găsește în Sfintele Scripturi. Colegii mei de platou astăzi sunt soții Orac, domnia sa Zaharia, Orac, pastor al Bisericii Adventiste de ziua 7, bibleist, master în teologie, bine ați venit! Mă bucur să ne revedem! De asemenea și Liliana Orac, filolog, pedagog, master în filologie, bine ați venit! Mulțumesc de invitație! Știți, nu e simplu, astăzi să discutăm despre ultimele, sau evenimentele ultimele, istorii planetei Pământ. Și ce interesant că lucrurile sunt atât de legate de Sfintele Scripturi, pentru că cine poate să ne descopere nouă ce se va întâmpla în viitor? Deoarece Biblia vorbește despre trecut, vorbește despre prezent și cu siguranță ne descoperă viitorul în cazul acesta. Și prima mea întrebare pentru dumneavoastră personal, vă interesează viitorul? Cred că pe toată lumea interesează viitorul. Nu se poate să trăiești pe pământul ăsta și să nu te gândești la ce va urma și cum va fi ceea ce va urma. Că asta este de fapt, că va fi ceva, da, dar cum va fi? Și asta tulbură pe foarte multă lume. Numai cum va fi? De ce anume cum va fi? Păi s-ar putea și să nu fim. Aha, atunci bun. Când va fi. Bun. Bună întrebare. De ce? De ce? De ce ne interesează? De ce interesează lumea, societatea? Eu, referitor la tema noastră, ultimele evenimente de pe Pământ, aș vrea să observăm și să observăm împreună, să atrag atenția la un lucru. Când se spune sfârșitul lumii, oamenii se tem. Îi apucă groaza, îi strânge la inimă și parcă răsuflă așa mai greu, nu mai au aer să răsufle și nu știm ce să ne așteptăm și ne gândim la catastrofe și ne gândim la ceva îngrozitor. Uribilit. Da, cel ce se poate, tot ce se poate mai urât ne gândim. De fapt, problema cu evenimentele finale nu este atât de catastrofe. Catastrofele vor fi o floricică, să zicem așa. Vă aduceți aminte că în timp ce Domnul Iisus era în Golgota, pe, în Ghețeman, în Golgota pe urmă, nu greutatea situației l-a ucis, dar problema care era internă, durerea aceea. Și cred că dacă noi am înțelege că evenimentele, ultimele evenimente de pe Pământ sunt cele care privesc alegerile noastre raționale și emoționale, cred că altfel ne vom raporta. De fapt, asta este ceea ce contează. Ce vei alege atunci? Ce vei face? Cum vei face? Nu contează ce se va întâmpla în jur. Că va fi prigoană, că va fi cataclism, că va fi... Asta este, cum să zic, o urmare, o consecință. Dar adevărata problemă este inima ta. Cu siguranță, atunci când vorbim despre evenimentele finale, va trebui să avem, o sursă autentică. Pentru că trebuie să te întemiezi pe ceva. Dacă te întemiezi pe, presa galbenă, cu siguranță că vei avea mari dezamăgiri. Ori va trebui să te întemeiezi pe o sursă veridică și în cazul acesta propunerea pe care o avem din cuvântul lui Dumnezeu, mă refer acum din Sfintele Scripturi și recomandarea Sfântului Apostol Petru este că Sfintele Scripturi și el zice, deci un pasaj pe care v-aș recomanda cu un prieten să-l citiți în Biblie,
Dacă aveți Biblie românească, pe pagina 1196, traducerea Cornelescu, este a doua epistolă subornicească al Sfântului Petru, capitolul 1, și fragmentul pe care ați putea să-l studiați este de la versetul 16 până la 21. Și iată, în versetele acestea, în fragmentul acesta scripturistic, noi întâlnim interesante lucruri în care el zice că scriptura se interpretează, scriptura prezintă ceva, căci nicio prorocie, iar noi vorbim despre prorocii, pentru că evenimentele finale ale planetei Pământ sunt prorocii, au fost prezentate anterior și chiar anterior mileniilor. Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Adică, ceea ce am acum în mână, care se numește Biblie, de fapt este inspirată de Dumnezeu. Și întrebarea mea, cum putem noi să demonstrăm fidelitate sau atașament de Dumnezeu vis-a-vis de cuvântul sau de Biblie sau de descoperirea pe care el a prezentat-o? La capitolul care s-a referit aici este vorba de două surse de cunoaștere. Și apostolul Petru spune că nu ne-am bazat pe niște basme meșteșugite alcătuite, ci spune, noi înșine am auzit acest glas, noi înșine am văzut când eram pe muntele cel sfânt. Deci prima sursă de, la care se referă apostolul Petru este ceea ce vezi și ceea ce auzi. No, bine, este experiența empirică. Da, deci da. Fiecare dintre noi avem simțeminte prin care noi cunoaștem sau percepem lucrurile. Da. Însă apostolul Petru recunoaște, cum recunoaștem și noi, că nu toți cei ce au pus mâna pe Domnul Hristos s-au și vindecat, ca și femeia aceea. Nu toți cei ce l-au văzut ei s-au și închinat. Unii chiar au strigat, răstignește-l. De aceea, a doua sursă de cunoaștere, de adevăr, spune, avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul strălucitor în inimile voastre. Adică, cuvântul lui Dumnezeu este chiar mai veridic, chiar mai demn de încredere decât ceea ce am auzit și ceea ce am văzut. Și aici mi-amintesc un loc din Sfânta Scriptură despre Domnul Hristos. Când urma să vină, la Isaia capitolul 11 spune că Duhul Domnului se va odihni peste el, Duh de înțelepciune, de pricepere, Duh de sfat, de tărie și de cunoștință, de frică de Domnul. Și spune, plăcerea lui va fi frica de Domnul și nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărâi după cele auzite. Deci, auzi, dar s-ar putea să fii indus în eroare prin ceea ce auzi. Vezi, de aceea tot la Isaia spune că cine este orb dacă nu robul meu și surd ca solul meu pe care îl trimit. Deci, cred că în evenimentele finale, cum ai spus, e un război informațional, e o avalanșă, deci războiul total, și noi știm că elementul principal în acest război este informarea. Și dacă dai o informație greșită, atunci războiul e pierdut sau e câștigat de partea adversarului. De aceea aici spune că el nu va... cine este rob? Cine este orb dacă nu robul meu și surd ca solul meu? Cine este orb ca prietenul lui Dumnezeu și orb ca robul lui Dumnezeu? Deci, vom avea nevoie de așa o percepere, de așa o inteligență, ca să nu crezi ce vezi. Știți, spune, să vezi și să crezi, să vezi și să nu crezi, știți vorba asta. Dar va trebui, în acest timp atât de primejdios, să nu dai crezare ce vezi și nici ce auzi. Pentru că cuvântul explică ce vezi nu e adevărat. Domn pastor, va trebui cumva de explicat
Da. Pentru la un moment dat, cei care ne ascultă sau ne privesc ar putea să fie derutați. O stupiditate ar putea. Cum să nu? Eu scuzați-mă. Văd. Păi da, păi da, atunci pe ce să mă întemeiesc? Dacă să nu aud, nu văd, mă izolez, intru într-un bunker și nu mi-e văd pe nimeni, arunc orice dispozitiv electronic, nu mai citesc nimic. Știrile, și noutățile. Probabil că cumva n-am să fac greșeală. E corect? Nu, sigur că nu. De aici și vorbim. Și ați menționat faptul că Biblia este sursa viridică. Da. Ce este în afara Bibliei trebuie să fie surd și împut pentru tine. Adică nu poate fi autoritate pentru tine. Nu poți să faci abstracții de ce auzi și vezi. Sigur că da. Dar pentru că cuvântul Domnului spune că va face semne mari și minuni ca să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleași. Nu, sunteți de acord că problema despre care vorbim acum este legată de adevăr. De cuvânt, de adevăr. Da. Adevăr, realitate. Da. Singura realitate, de fapt, este cuvântul lui Dumnezeu. Dacă e să luăm toată Biblia, s-a împlinit în punct și virgulă. A rămas acest puțin de la urmă, care este la ușă, este gata să se întâmple, dar nu s-a împlinit încă. Ar trebui să o credem Biblia pentru toată istoria prin care am trecut, pentru toate lucrurile prin care am trecut. Ok, deci am înțeles. Cineva din cei care ne privesc zic, va zice, ne-ați convins. Biblia este sursa adevărului, este cuvântul lui Dumnezeu. Exact. Da. Acum, dacă îmi dai voie încă un detaliu, îi spune la Proverbele, Cartea Înțelepciunii, capitolul 3, spune așa: încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Și mai departe spune: recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept, teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Adică noi avem voie, noi putem să ne credem în capul nostru, nicio problemă, dar vom da greș. Dar când te încrezi în cuvântul lui Dumnezeu, băi, văd ceva, dar aici va fi cu totul altceva decât ce văd eu. Okay. Nu eu decid ce este adevărul, ce decide Dumnezeu. Exact. Și El îmi oferă mie descoperire. Și acum? Deci, cu alte cuvinte, am mai multă încredere în cuvântul lui Dumnezeu decât în capul meu. Acum întrebarea mea. Citesc din cuvântul lui Dumnezeu. Am înțeles. Biblia îmi spune adevărul. Acum, cum demonstrez eu atașamentul meu de Dumnezeu? Vis-a-vis de Biblie. În primul rând, cred că trebuie să luăm așa cum ne sfătuiește Scriptura, ci cumpără adevărul. În primul rând, ar trebui să avem o Biblie în casă. Asta primul, esențial. Cineva poate să zică, știi, am Biblia acasă, o pun la cap, așa mă lecuiește, nu știu, mă pun la inimă, parcă mi se liniștește. Da, ulciorul cu lapte. Da, sigur, noi avem o prietenă care pune banii în Scriptură și zic, banii ăștia sunt bine păstrați, nu-i cheltui față de alții. Biblia foarte bine păstrează. Multe. Da, așa că după ce avem, deci trebuie să procurăm ca un creștin, cum ne considerăm că suntem, asta e cartea de căpătâi a credinței noastre. S-o și trebuie să o cunoști, să o cumperi fizic, așa. Dar pe urmă trebuie să o cumperi și spiritual. Adică să o citești, să o înțelegi, să o iubești și cel mai important, să o asculți. Și apoi după aceea să nu-l vinzi. Deci să nu-l vinzi, da. Cineva poate să zică, știți, eu cred că Dumnezeu există, pot fi convins că-L iubesc, e destul? Nu, clar. Pentru că noi toți cu gura spunem că suntem creștini și că-L iubim pe Dumnezeu. Dacă ori pe cine ai întrebat, nu o să zic că îl urăsc pe Dumnezeu, nu vine a crede. Adică ar trebui să fie o anormalitate. Dar marea majoritate noi așa spunem. Dar asta trebuie să și dovedești. Și când spui unui om unele lucruri, e una. Dar dacă te-ar întreba Domnul, mă iubești? Cum e iubirea ta față de mine? Cum o demonstrezi? Cum o demonstrezi? S-ar putea să fie o amăgire. Spune cine zice că îl iubesc, dar nu păzește cuvântul lui Dumnezeu, adică cuvântul, iarăși adevărul, este un mincinos. Înseamnă că noi ne amăgim singuri. Da. Deci, atașamentul față de Dumnezeu sau dragostea noastră demonstrată față de Dumnezeu trebuie să fie în realizarea ceea ce noi citim sau descoperim în Sfintele Scripturi. Mi-a plăcut foarte mult cum întreba un pastor pe membrii bisericii lui. Îl iubiți pe Domnul? Da. Ați citit Scripturile? V-ați rugat săptămâna asta? V-ați încrezut în El?
Și erau întrebări la care ar fi trebuit să răspundă în gândul și în inima lor fiecare. Așa. Interesant, dacă vorbim despre evenimentele finale, e clar, deci vorbim despre Sfintele Scripturi și ce ne vorbesc acestea. Și în Cartea Apocalipsă, ultima carte pentru ultima generație, scrie interesant sau sunt prezente interesante lucruri. În capitolul 7, Cartea Apocalipsă, ne sunt prezente, ne este prezentat un lucru foarte interesant. Un înger care sigilește sau pune pecetea, dacă citesc în cazul acesta, pune pecetea pe frunțele slujitorilor Dumnezeului nostru. Ce înseamnă asta pecete sau sigiliul pe care îl pune, sigiliul lui Dumnezeu? E, asta este cumva o imagine, adică este real, zboară un înger, noi nu-l vedem și noaptea când dormim vine și pune asta, e pentru, ăla nu-i pentru. Evident că eu aș fi vrut să fiu slujitorul lui Dumnezeu și vreau să am sigiliul lui. Cineva poate să întrebe, dar poate eu nu-l am, de unde să știu eu? În ce constă sau care este sigiliul sau ce să înțelegem sub cuvântul sau îmbinarea acestui cuvânt metaforic, sigiliul lui Dumnezeu? Deci este ceva foarte profund și o taină care nu se poate vedea cu ochiul liber, o taină pe care o descoperă doar persoana respectivă și Dumnezeu. Pecetea este ceva care ține de sufletul omului, de profunzimea gândurilor, emoțiilor. De ce spune că să iubești pe Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot cugetul tău și la urmă și cu toată puterea ta. Deci toate acestea ele participă la această. Deci sigilarea este ceva autentic. Deci asta aparține putarui. Dacă ar fi să explicăm mai clar ce reprezintă pecetea și sigilul pentru ziua de astăzi, ar fi cât de cât comparativ cu o ștampilă. Un director de firmă trebuie să ștampileze lucrurile ca să demonstreze că sunt ale lui. Dacă Dumnezeu nu va putea să găsească un lucru al lui în lumea aceasta, nu-l va lua. El va pune ștampila doar pe oamenii lui. Și în sensul ăsta noi trebuie să înțelegem loialitatea față de Dumnezeu. Sunt eu dispus să-i fiu loială întru totul și voi în mintea mea, sunt eu al lui, sunt eu proprietatea lui, ca să poată să-și pună sigilul pe mine? Ce constă sigiliul ăsta? Acum venim și la partea mai profundă, că Zahar a spus că este un lucru profund. Dar nu este nimic altceva decât împlinirea, iarăși spunem, una e aparența și alta e esența, împlinirea unei porunci. Este vorba de porunca a patra, este singura poruncă care conține titlul lui Dumnezeu, întinderea domeniului împărăției lui, adică el a făcut totul, și mai era un element care conține puterea, statutul lui, deci astea sunt creatorul. Da, e creatorul. Și dacă vrem să fim al lui, sunt mai multe texte în Scripturi care spun sabatul este un semn între mine și voi să știți că vă sfințesc. Și dacă noi vom accepta acest sigiliu care nu e real, e metaforic, simbolic, mai bine zis, e simbolic, și dar îl vom păstra și vom asculta și vom spune da, într-adevăr, Dumnezeul nostru este creator, el a făcut toate lucrurile și eu îl ascult dacă mi-a poruncit o zi să am o zi de părtășie cu el, eu din toată viața mea voi pune întotdeauna deoparte această a șaptea zi. Ce înseamnă pe frunte? De ce pe frunte? Mm-hmm. Săptămâna aceasta am citit, acum citesc Biblia la Exodul și mi-a plăcut foarte mult, am citit în germană la Exodul 15 și aici unde spune că poporul pe care ți l-ai răscumpărat și acolo spune pe care ți l-ai însușit. Deci Dumnezeu vrea ca să își însușească pe cineva, pe oameni. Pe cât mai mult Dumnezeu aș vrea ca pe toți să-i însușească. Spune că Dumnezeu nu întârzie cu împlinirea făgăduinței și dorește ca toți să vină la El, ca să fie al Lui.
poporul pe care tu ți l-ai însușit. Deci, pecetea înseamnă Dumnezeu vrea ca noi să fim al Lui, cum spune și în cântarea cântărilor. Iubitul meu este al meu și eu sunt al Lui. Deci e așa o, deci Biblia face comparație de multe ori în legătură din bărbat și soție ca fiind paralelă care oglindește cumva legătura dintre Dumnezeu ce și om. Ce înseamnă pe frunte? Fruntea și lobul frontal este locul unde este se iau hotărârile. Este locul voinței, sediul voinței, noi l-avem aici, în partea aceasta a capului, și este locul în care noi vom hotărâ dacă vrem cu Dumnezeu sau nu vrem cu Dumnezeu. Și este partea care răspunde de distincția dintre bine și rău. Da, discernământul. Aici, dacă nu este, oamenii care au fost afectați, știu, prin accident, ceva... Deci... O decizie să facă conștientă, profundă, de apartenență față de Dumnezeu și împlinirea tot ce este scris în Biblie, chiar dacă toată lumea este altfel. Da. Să cunoști ce e bine și ce e rău și să alegi bine. Interesant că în Sfintele Scripturi sunt prezente, e un prezentat un conflict între două organizații. În capitolul 13, o organizație, și în capitolul 14, alte organizații. Evident că în capitolul 12 se descoperă biserica, iar în 13 pseudo-biserica, iar capitolul 14 invită și conflictul este vis-a-vis de închinare, pentru că citim. Și l-a zis cu glas tare, temeți-vă Dumnezeu și închinați-vă. Deci dați-i slavă și închinați-vă celui care a creat cerul, pământul, și mi se pare că lucrul acesta este rezonabil, direct, rezonează direct cu ceea ce ați prezentat dumneavoastră, cu porunca, sigiliul. Da, da, exact. Este care, cu porunca a patra, deci da, este ziua de odihnă, pentru că afirmă că Dumnezeu e creator. Așa, deci aici e sigiliul, aici vibrează sigiliul. În capitolul 13, organizația care este un antipod al lui Dumnezeu, deci este opoziționară, zice, bine, e o informație mai lungă, dar am să citesc numai ceea ce ne privește pe noi, ce privește semnul. Și a făcut, în capitolul 13, versetul 16, și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, sloboși și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, iarăși. Are și altă organizație un alter semn, da? Vis-a-vis de Dumnezeu, un alter, o alternativă. Dar interesant că pe toți pe planeta Pământ îi va impune ca să ia semnul ei. În ce constă acest conflict al închinării, al conflict al semnelor? Exact, care este? Exact cu ce s-a început istoria zbucimată a Pământului, cu asta și se va termina. Da. Atunci pe cine când asculți? Caen, da, pe cine când asculți? Caen și Abel s-au închinat, au venit la închinare, au adus o jertfă și Abel a adus jertfă așa cum era, cum era drept, cum era și Domnul s-a privit-o cu plăcere, iar Caen tot lui Dumnezeu s-a închinat. Dar jertfa lui Caen n-a fost primită. Și același lucru, deci oamenii în domeniul relației cu Dumnezeu, aici nu este loc pentru îmbunătățire, pentru, știu eu, introducere ceva, așa cum stă scris, așa cum este voia Domnului, așa trebuie să fie și închinarea. Deci cu ce s-a început conflictul pământului acestuia, cu aceeași se va termina cu închinarea. Închinarea adevărată și închinarea falsă. Pe cine asculți? Da. Cui dai tu dragostea ta, inima ta, încrederea ta, cui o dai? Sistem omenesc, unui, chiar să zicem, unui papă, până la urmă. Preferi să îl schimbi pe Dumnezeu și să te închini unui papă, dacă ar fi papa să ceară închinare. În dezvoltarea lucrurilor pe pământ, invențiile au o mare, mare valoare, dar în relația cu Dumnezeu nu e loc de invenții de omenești. Deci conflictul este destul de real și ne privește pe fiecare și el este astăzi. Da. El deja este. Da. Pentru că există două entități. Una a lui Dumnezeu, originală, și alta este falsă.
care de fapt vorbesc despre aceeași, poartă același nume, poartă, hai să zic așa, haine, aceleași haine. La exterior se par că sunt aceleași, dar în esență sunt diferite. Pentru că vrei, nu vrei, dar sunt. Deci, ați menționat despre ziua sâmbetei, ca ziua Domnului, ca semn, ca conflict, și altă alternativă, ziua de duminică, prima zi a săptămânii. Excelent. Tot este o alternativă. Care tot se vrea a fi un semn de cinste, onoare, tot Dumnezeu adus. Tot Dumnezeu, tot despre Dumnezeu se vorbește, exact. Și, dar se întâmplă că Biblia descoperă și pentru Dumnezeu este esențial că este diferită. Da. Și explicația se aduc că noi vrem să cinstim pe Domnul Hristos și prin a onora ziua în care El a înviat. Cere închinare, pentru că problema în care vorbim în cazul dat privește închinarea, cui te închini cu adevărat. Da. Dar interesant că invenția, cum am spus, aici invenții n-au loc, invențiile omenești. Invențiile în relația cu Dumnezeu nu au loc. La Marcu 7:7 spune, degeaba mă cinstesc ei dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Deci atunci când omenirea va fi ghidată de niște forțe ca să schimbe cuvântul lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu, e parcă îți pare, care e problema? O zi, o altă zi, nicio problemă. Ba da, dacă e o poruncă și dacă e o invenție omenească. Aici e o chestie pe care noi găsim sau întâlnim un fenomen în care în societate zic oamenii, băi, am eu credința mea. Da. Cred eu în Dumnezeu, am credința mea. În suflet. Cineva poate zică, domnule, eu mă țin de o zi, altul zice, da, n-are nicio, nu contează, eu toate zilele le-am consacrat. Altul zice, da, n-are nicio treabă cu zile. Deci am eu credința, ce vă băgați voi cu credința voastră? Da. Ca și cum spune, când întrebi cineva câți bani primești, cum, care sunt relații intime, așa și cu relația cu Dumnezeu. Nu te băga, că asta este treaba mea. Da, eu... Deci, un teritoriu privat. Nu e nevoie să intri. Într-adevăr, să întrebi pe om cât primește salariu și cum se desfășoară viața intimă, acum, aici nu e locul. Nu, evident. Dar deci, relațiile cu Dumnezeu aici e cu totul altceva. E supără. Da. Știți, chiar că ne privește am observat toți. Un lucru interesant. Oamenii pe spațiile, mai ales cibernetice și în media, aruncă tot felul de istorii. Aiurea. Dar când vorbești despre Dumnezeu, când încerci să vorbești, care de fapt privește destinul? Nu. Te rog, aici e privat. Privat. Aici te rog, e privat. Problema este, eu sunt de acord că este o decizie personală, dar întrebarea este, înțelegi tu corect? Da. Faci tu corect? Da. Da, nu vreau să cunosc, pentru că altfel dată ce ai privatizat? Ce ai privatizat tu acolo? Dar Dumnezeu intră peste privat. Păi asta e și problema. Și aici ar trebui să înțelegem lucrul acesta. Ne privește pe toți. Interesant, prezintă în Sfintele Scripturi o făgăduință legată de de interesul lui Dumnezeu față de toți cei care vor și îl acceptă, iar în ultimul timp, în mod special, interesul pentru oameni va crește, atât din partea lui Dumnezeu, cât și oponentul lui. Sigur că prin subtilități, și asta am înțeles-o. Dar pentru ca omul să aibă cunoștință, pentru ca să ia decizie, Dumnezeu le promite că în mod special se va implica și lucrul acesta foarte simbolic, cu o metaforă interesantă, prezintă, voi turna ploaie timpurie și târzie și găsim lucrul acesta la profetul Ioel, capitolul 2. Voi trimite ca aceștia să aibă forță, putere pentru ca să dislușească și să aibă apartenență față de mine. În ce constă această ploaie, metafora aceasta, ploaie timpurie, ploaie târzie, am putea noi să ajutăm pe cei care ne privesc să dislușească sau să înțeleagă, să aibă discernământul. În acest ultim război, care va fi un război informațional, într-adevăr, omenirea ar fi fără putere ca să spune la Zaharia că
lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, am adăugat, adică nici prin putere umilească. Da, nici prin inteligență, ci prin Duhul meu, zice Domnul. Adică așa, numai Dumnezeu trebuie să intervină în această ultimă bătălie. Deci, interesant lucru că preocuparea de la început și până la sfârșit a Bibliei, a Satanei nu este ca să omoare. Nu este războaie, nu sunt războaiele sau alte. Asta e secundară. E principala, o șirmă sub da, care, de fapt, se fac alte lucruri. Principala strategie de luptă a diavolului a fost și este minciuna. Cu asta intrăm în Sfânta Scriptură. A zis Domnul cu adevărat? A, nu-i chiar așa. Și cu asta se termine. Dacă citim la Apocalips, capitolul 20, spune că după mie de ani, nu intrăm acum în detalii, dar spune că Satana se va ridica și chiar vreau să citesc... Ca să înșele. Un verset. Va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile care sunt în cele patru colțuri ale pământului, pe Gog și Magog, și ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Deci, principala, primordiala armă a diavolului este minciuna. Războaiele sunt, tot e treaba. Este ucigaș, dar este tatăl minciunii, asta pe primul plan. Și ca să contracarezi această armă atât de puternică, numai Dumnezeu va putea, prin ploaia, prin Duhul Sfânt. Deci ploaie târzie. Deci ploaie târzie. De unde vine târzie, timpurie? Noi nu știu. Noi moldovenii nu prea înțelegem. Un limbaj. E un limbaj straniu pentru noi. În primul rând este luat, dacă așa ca să explicăm pe ascultătorilor, sunt termeni luați din situația geografică a Israelului vechi. Climateric. Da, climateric, din punct de vedere, din acest punct de vedere. Dar ploaia, din agricultura lor. Da. Dar ploaia propriu-zisă este un simbol, o metaforă foarte frumoasă pentru revărsarea Duhului Sfânt. Deci, în ce fel? Pentru că dacă în timpurile din urmă, spune în Scriptura, taman, chiar despre asta vorbim, semnele și evenimentele finale, păi atunci vor fi, spune, semne, minuni, arătări impresionante. Diavolul își va depune toată stăruința să păcălească măcar acum, în ultima clipă. Tot arsenalul va scoate. Și atunci ar fi normal Dumnezeu, și e promis că va interveni, prin revărsarea Duhului Sfânt. Dar ce e asta? E un termen așa mai deosebit. Noi spunem așa, cine este Duhul Sfânt? Este a treia persoană a Dumnezeului care este permanent prezentă pe fața Pământului. Dar dacă Duhul lui Dumnezeu vine din când în când în mine și mai pleacă și mai vine și îl mai întreb și îl mai ascult câteodată, dacă câteodată nu îl ascult, e una. Dacă în Duhul Sfânt va veni și mă va lua și voi spune, Doamne, ia-mă Tu și folosește-mă Tu pentru scopurile Tale bune, nobile, să nu mai fiu egoist, să nu mai fiu lacom, să nu mai fiu așa, și folosește-mă pentru alții, atunci Dumnezeu va putea să facă prin mine semne, minuni, poate vindecări și să fie ceva care să confirme că cel care merge pe calea lui Dumnezeu este sub tutela lui Dumnezeu. Dacă îmi dai voie, ai folosit un cuvânt, tot arsenalul, și aici mi-a sugerat un verset pe care vreau să-l citesc, spune că arătarea lui se va face prin puterea Satanei cu tot felul de minuni și semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiurii. Satana totdeauna a amăgit, dar aici tot arsenalul va fi răbufnit, va fi revărsat din partea diavolului asupra ultimei generații, cu toate amăgirile nelegiurii, pentru războiul total, cum e folosit termenul, cu toate amăgirile nelegiurii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți, de aceea Dumnezeu le trimite o cale de rătăcire ca să creadă o minciună. Deci, ca să contracarezi tot arsenalul de minciuni a diavolului, va fi nevoie de o putere supranaturală. Deci ploaie timpurie, ploaie târzie, în vechiul Israel, sau, mă rog, antichitate, de ea dependea prosperitatea, agriculturii. De fapt, era roada. Dacă era ploaie timpurie, creștea, dădea rod. Uh-huh. Dacă era ploaie târzie, se cocea. Deci se forma. Deci ei dependeau. Este ploaie,
târzii, timpurii și târzii, va fi viață. Nu este, nu va fi viață. Deci în cazul acesta, vorbim despre, și ați menționat că este vărsarea Duhului Sfânt, adică Dumnezeu e implicat pe deplin în salvarea și în interesul omenesc. Da. Noi vedem ploaia timpurie care s-a întâmplat, dacă vorbim în istorie, cu prima biserică apostolică, unde da, ei... Cinzecimea, cunoscută da, ca cinzeci. Așa cum se numește cinzecimea și revărsarea Duhului Sfânt și ei vorbeau vorbirea în alte limbi și s-au întâmplat semne, minuni, da. Dacă a fost ploaia timpurie, cu siguranță că va da. Fi și ploaia târzie. Da. Deci și Dumnezeu și alte organizații sau diavolul se va implica pe deplin și vor vărsa. Uh-huh. Și întrebarea, și asta este interesant, că Dumnezeu nu rămâne diferent, ci uh-huh. El se implică pe deplin ca să ajute pentru ca să ia decizie. Astăzi s-ar putea să fie momentul tău de revărsare, uh-huh. în care tu va trebui să iei decizia. Uh-huh. Și aici interesant că în Apocalips, capitolul 18, este spre finalul istoriei planetei Pământ, se prezintă un înger, un mesaj care vine și invită pe toți să iasă din Babilon, dintr-o organizație pseudo, da? Deci uh-huh. organizație neadevărată, organizație care pierde, care va pieri, organizație care pune sigiliul numele fals. Dumnezeu, fals, și îl pune pe frunte și pe mână. Ce înseamnă și care se vrea să fie creștină. Nu doar că e convins. Cineva poate nici nu e convins. Spune, domnule, eu cred altfel, dar eu am să procedez că n-am încotro. Și invită ca aceștia, ești poporul meu, ești slujitorii mei, ești oamenii ca să nu fii tu de partea lor. Ce înseamnă această mare strigare? Ce înseamnă această ieșire? Trebuie noi să evadăm planeta Pământ, să mergem pe Marte? Trebuie să cumpărăm bilete la Elon Musk? Da. Mi se pare o paralelă cu ieșirea din Egipt. Atunci când a venit Moise cu Aron și a făcut semne și minuni, dacă vă amintiți, până la anumită etapă au făcut și magii din Egipt, fel de fel de minuni, și pe urmă când au fost nevoiți să spună că aici e degetul lui Dumnezeu. Așa și aici. Va fi, cum ai spus, Lili, și de o parte și de alta, manifestarea a unor lucruri care uimesc pe oameni. Dar cum să distingi care sunt de soi, de sorginte dumnezeiască, divină, și care sunt inspirate de vrăjmașul adevărului. Aici va fi într-adevăr o ultimă luptă și toți cei care au iubit adevărul, asta e, vor spune că oile mele ascultă glasul meu, referindu-se la paralela cu păstorul și oile. Așa și aici, dacă un om a obișnuit să asculte glasul lui Dumnezeu, a obișnuit, cum ai spus, să citească, să se roage, să aibă legătură cu Dumnezeu, asta va fi doar o continuare. Pentru că Domnul a spus, cine este credincios în lucruri mici, va fi credincios în lucruri mari. Deci, dacă micile lupte care se dau zilnic în viața noastră sunt cu ajutorul lui Dumnezeu câștigate, bătăliile, atunci și ultima bătălie va fi câștigată. Deci, ieșirea, ce înseamnă să ieși? Adică înseamnă să iei o decizie. Cred că asta înseamnă. Pentru să fii aparte. Nu, să iei o decizie de partea cui trebuie. Nu, uh-huh. nu se poate să fii aparte. În lupta asta nu e loc de al treilea sau de gri. E ori alb, ori negru. Păi, și în ce constă ieșirea? Ieșirea de unde înseamnă... și intrarea unde? Hai să citim. Vreau să citesc un verset. Răspuns. Spune așa. Nu iubiți lumea, și Domnul Hristos spune, nu te rog să iei din lume, că altminte ar trebui să ieșim unde? Pe planetă? Pe altă planetă? Nu. Dar spune, te rog, nu te rog să-i iei din lume, dar să-i păzești de cel rău. De aici spune foarte clar la 1 Ioan capitolul 2. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, și aici vine clarificarea, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudărășenia vieții nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta e trec, dar ceea ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Deci, pentru ca să înțelegem de unde să ieși, nu înseamnă să te duci în munți și să... Poate cândva va trebui să și fugim, cine știe. Dar înseamnă pofta ochilor, lăudă, să vezi,
împăunat, mi-am făcut casă, mi-am făcut... Eu, da, adică da, în centru este eu. A, eu, nu din da. Casă să iei. Nebucadnețar spune că nu, acesta este Babilonul așa. Care l-am făcut eu pentru slava mea și toate acestea. Deci, cu părere de rău, da. Dar timpul e nemilos. Suntem la finele emisiunii noastre. Mulțumim foarte mult. Într-adevăr, subiectul este foarte, aș zice eu, important sau greu de important. Are o greutate și va trebui să fie studiat încă și deslușit. Evident că în timpul care l-avem noi la o emisiune nu ne permite să facem mai multe lucruri. S-a făcut dar, doar o incursiune mică. Exact, dar sper eu că a fost o provocare pentru cei care ne-au ascultat astăzi. Mulțumim foarte mult că ați fost împreună cu noi. Cu drag. Cu siguranță, atunci când avem invitația în Sfintele Scripturi, din partea lui Dumnezeu, ca să ieșim, înseamnă să ieși din minciună, din înșelare. Să ieși înseamnă atunci când eu studiez Sfintele Scripturi și descoper care este adevărul, să ies de acolo de unde eu de fapt am fost cândva. Iar acum să ies către lumina care este Dumnezeu. Lumina care este adevărul. Dacă ți-a plăcut acest material, te invit să ne dai o reacție. Dar, poate mai mult de atât, te invit să privești și materialele anterioare și, de ce nu, să aștepți și materialul care va ieși în continuare. Noi vă zicem la revedere până data viitoare. Am după și cu 3 minute? Asta e roșu. Unde, cum o să fie?